alți copii, profesori, învățători și părinți, vă felicit și eu cu această sărbătoare a învățământului, prima zi de școală. Cei care ați pășit pe pragul școlii pentru prima oară, vă doresc să creșteți mari, sănătoși, înțelepți și vouă tuturor. Celorlalți să aveți înțelepciune, răbdare, să vă stimați unul cu altul, elev față de elev și elev față de profesor și să fie între voi pace și bună înțelegere. Numai așa vom ajunge ca să fim oameni și fii adevărația lui Dumnezeu. Vă mulțumesc mult pentru invitație. În partea administrației publice locale, elevilor din clasa 1 le oferim un mic cadou de achiziții școlare. Ne dorim să fie disciplinați și să mari la învățătură. Oferim cuvântul Bogdan Ghelena, delegata direcției de învățământ. Dragi elevi, învățători, profesori, invitați, sunt bucuroasă să vă salut din numele meu personal, din numele Consiliului Raional Soldănești al Federației Sindicale a Educației Științei, din numele Direcției de Învățământ și să vă felicit cu sărbătoarea lui 1 septembrie, cu începutul anului școlar 2022-2023. Vacanța mare a trecut în observație, cei mici au crescut, s-au făcut mai măricei, au pășit pentru prima dată în clasa 1-a, cei mari au pășit și un prag mai înalt pentru a acumula cunoștințe noi. Vreau să vă doresc tuturor succese la învățătură, să beneficiați de educație de calitate, pentru că școala este locul unde este norocul. Vă doresc tuturor să începeți aceste norocul chiar de aici, celor mici de la școala primară. Vreau să vă mai doresc să fiți sănătoși, să beneficiem de pace și doamnelor învățătoare, profesoare, multă răbdare, elevi deștepți și ascultători și foarte frumoase și multe flori. Vă mai doresc tuturor noi forțe de creație, fiindcă școala este imensă forță umană, înzestrată cu știință, dragoste și dăruire, care asigură focul continuu de cunoaștere în sufletele copiilor. Satul dumneavoastră este un sat mare, cu oameni buni, copii frumoși. Încă o dată vă zic în acest an să fiți cei mai buni, să pășiți cu dreptul spre obținerea cunoștințelor și performanțelor. Mulțumesc pentru vizionare.